Starea de panică s-a produs în momentul în care locuitorii blocurilor de nefamiliști au observat fum ieșind dintr-o gură de irisire. Tânărul, cunoscut pentru problemele sale comportamentale, a dat foc unor haine în canalul în care se strecurase cu greu. Din cauza fumului gros, băiatul nu a mai găsit ieșirea, urlând după ajutor timp de 3 ore. Copilul meu, doamne, a intrat în canal. Lăsați-mă să trec. Ce s-a întâmplat? Da, la spital acolo, nu știu nimic. A dat foc, doamnă, în canal și a intrat acolo. Noroc că l-am sunat eu și a ieșit de acolo. Noroc cu mine. Pompierii au reușit să-l ghideze pe tânăr cu o lanternă, astfel că odată adus la suprafață, a fost consultat imediat de echipajul de pe ambulanță de la fața locului, fiind transportat de urgență la Spitalul Județean pentru verificări amănunțite. Băiatul nu mă la ce-mi duce acum la județean? La județean, hai, să ne ducem după el. Băiatul se află acum în afara oricărui pericol, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.